Spectacolele care au făcut celebre cetatea Alba Carolina vor fi reluate în acest sfârșit de săptămână. Începând de vineri, 15 aprilie, sezonul turistic este întregit de spectacolele de reconstituire militară. Începând de vineri, 15 aprilie, turiștii și localnicii se vor bucura din nou de spectacolele de reconstituire militară, cu o lună mai devreme față de anul trecut, potrivit unui anunț al primăriei Alba Iulia. Între 15 aprilie și 15 octombrie, Garda Română și Garda Cetății vor putea fi întâlnite de către public la fiecare sfârșit de săptămână, într-o formulă extinsă, iar Garda Cetății poate fi admirată și în timpul săptămânii, începând cu ora 12. Astfel că Garda Română va susține primul spectacol vineri, începând cu orele 18, iar schimbul gărzii cetății va debuta în fața publicului cu primul spectacol vineri la orele 12, urmând ca spre seară schimbul să se facă cu salve de tun. Schimbul gărzii cetății mai poate fi urmărit sâmbătă 16 aprilie de la orele 12 cu tunuri și de la orele 21 și duminică 17 aprilie la ora 12. Garda cetății a reînviat în anul 2009 pentru a atrage turiștii în cetate și în prezent schimbul gărzii este un simbol al cetății.